Ce faceți? Spune, show, vă place? Super. Ok, o să vă iau mai ușor să zic glumele. Eu sunt Paul Sabo, am 30 de ani și viața mea sexuală nu mai ca la 20. Ca acum a fut. Mulțumesc. Mă bucur când sunt reacțiile astea la fut. De asta mi se vă zic, eu pot să plec după. Mai am încă o glumă scurtă. Am trecut pe lângă un boner kebab și mi-am dat durumul. Ok, n-am zis că-i bună, am zis că-i scurtă. Da, mă enervează cărțile de 500 de pagini. Înțeleg ce dracu să scrie atâta. N-ai prieteni cu care să vorbești. Lasă-mă cu descrierile tale, Călinescu. Vreau să se întâmple chestii. Vreau acțiune, nu descrieri. Nu știu dacă știți, eu o carte numită În căutarea timpului pierdut, scrisă de Marcel Proust, care are 4200 de pagini. 14 volume, o dura 10 ani să o scrie. Cred că i-o dat titlul după ce o terminat-o de scris. Că nu putea să zic că nu citiți căcatul ăsta în viața noastră. Nu, căutarea timpului pierdut, că suntem șmecheri. Ce-am făcut între 20 și 30 de ani? Bă, dar serios, ce trăire aveau oamenii la 1800? Cum să scrie atâta? Cred că volumul 3, 4, 5 sunt goale. Eu dacă aș scrie o carte, ar avea 10 pagini. Că eu nu fac chestii interesante. Eu mă duc la serviciu, mănânc, mai zic glume, fut că v-am zis la început, dar cam atât. Și nu știu dacă știți, dar mai sunt cărți de 300 de pagini care au note și referințe. 50 de pagini de note și referințe. Scriem nume de autori, ani și titluri. Pentru asta te încopași de-a pula, să-i trecem pe toți acolo. Un sfert din carte cu căcatul ăsta. Așa ego fragil au autorii acum, că dacă nu le dai tag într-o carte, se supără. Și în plus, să mor eu, trebuie să citezi de unde a luat informația, știm că n-ai inventat-o tu. Tot ce s-o zis, s-o mai zis. E foarte greu să vii cu o chestie nouă, să-mi rup capul. Nu suntem în anul 46 să spui ceva astăzi. A, da, chiar. Nu m-am gândit la asta. Nu, tot ce s-o zis, s-o mai zis. Incredibil. Pe de altă parte, mă bucură că există cărți din astea, că pot să citesc mai rapid. Eu așa le aleg. După cuprins, dacă au scris mare și poze. Deci par inteligent, 50 de cărți pe an. Și nu știu dacă mai știți, sunt și oameni în realitate care dau citate cum sunt în cărți. Știți, mari intelectuali ai țării, cum ar fi Cornel Dinu, Andrei Pleșu, Vadim Tudor când trăia. Oamenii ăștia care au memorat vorbe de duh. Ăștia care nu pot să zic o propoziție fără să dea un citat. Cum zicea și Dostoevski în amintitul subteran. Omul este prost, domnule. Totdeauna dai și titlul să-mi pare inventat. Și am văzut un podcast despre prostie în care vorbeau Pleșu și Liceanu. Și l-o întreba pe Pleșu, dacă ai fi într-o cursă de alergat și îl depășești pe cel de pe locul 2, pe ce loc ajungi? Și au zis locul 1 și am închis podcastul. Că oamenii ăștia vorbesc despre prostii, ăștia care mă exemplifică. Ce era să zic acum Pleșu? Da, dar Leneșul mai mult aleargă. Îți curios cum se duce Pleșu la magazin să ceară pâine. Cum e acolo? Doamnă dragă, cum zicea și Fănuș Neagu, dați-mi una de secară. Sau când își ia băutură, cum zicea și unchiul meu de la țară, bețiv, dați-mi orice să mă facă cat. Da, vreau să vă vorbesc un pic despre artiști, că o să ai dist, dacă nu v-ați dat seama. Anulat, frumos, ochelari, laptop lângă mine, ce? Mulțumesc de aplaudă. Mă enervează că mi se pare că managerii noștri ar face orice să ne aducă la birou. Bă, da orice, că îți dau mâncare gratuită, îți pun masă de biliar, masă de tenis. O vrut să ne pună un butoi cu bere, doar ca să mergem la birou. Doamne ferește să crească salariile. Nu. Vă dăm curme că le putem deconta de la 1 ianuarie. Ok, la curme ați răspuns. Dar serios, mi se pare că artiștii sunt ca niște roboței, că își planifică foarte bine chestiile din afara serviciului ca pe cele din timpul serviciului. Nimic spontan s-au ieșit din comun. Merg la toate competițiile sportive, toate hackathoanele, toate crossurile. Ies în oraș în fiecare săptămână, dar în locuri diferite, că-s nebuni. Noi avem la serviciu o ședință care trebuie să ne distrăm. Fun having meeting, care vorbesc managerii și pupincuriștii. Și eu nu sunt manager. Avem un coleg care ne anunță când vine weekendul. Dacă nu e la vineri la birou, lucrez sâmbătă, frate. Dar ce voiam să zic cu chestia asta e că nu știu dacă ați auzit de Walking Mod, dar sigur ați auzit că pare că sunteți mulți corporatiști pe aici.
dar să explic pentru cei care nu au auzit. În luna septembrie se face o competiție de făcut pași. Se fac mai multe echipe, se plătește o taxă și banii înscriși se donează unei cauze nobile. Totul frumos până aici. Bă, dar colegii mei nebunesc în luna septembrie. În restul anului doar cu mașină, trotinetă, bicicletă vin la birou, dar în septembrie o grămadă de strategii și de planuri de cum să avem mai mulți pași decât ceilalți ne apară pe ceas. Am un coleg care a venit din Florești până în centru pe jos. A făcut 15 km în 3 ore. Înapoi s-a dus tot pe jos și a doua zi și-a luat concediu medical, că nu mai... Și-o primi bani de la stat pentru asta. Bă, dar știi că e legal să mergi în altă lună? Nu trebuie să faci toți pașii acum. Poți să pășești în octombrie, ok. Nu trebuie să fie un concurs să donezi, să faci pași. Să se întâmple ca de sărbători sau zile de naștere. Acum să fim buni. În rest dă-i pulă pe ceilalți. Dar acum. E lumina pe mine. Da, acum. Nu, dar serios, că așa fac IT-ști. Încep să facă bani și în primii 2 ani ies în fiecare zi în oraș să-și compenseze lipsurile din copilărie. Că de asta merge așa bine economia Clujului. La fel am făcut și eu. În primii 3 ani și am în fiecare weekend în club să-mi găsesc iubirea vieții. Eu nu puteam să găsesc geaca sau ieșirea din club. Dar acum gata, m-am maturizat fără șoturi la vagabante. Acum le cumpăr alte chestii că mi-o cresc salariul. Serios, mă enervează cumpăratul ăsta de chestii. Eu tot ce îmi cumpăr vreau să fie util. Atât. Asta mă bucură pe mine. De asta i-am luat cadou la tata o căriuță electrică sau am și-o când mă duc acasă. Vreau să ajung la nivelul ăla să pot pleca dintr-un loc în altul direct. Nu să mă gândesc dacă mi-am pus magneziu, chiloț și șlap. Nu! M-a chemat în Spania, las microfonul și am plecat. Și de acolo să-mi dea hainele împrumut și după aia le vând. Și nu mai vreau să iau nici pe prietena mea, să-mi dea una de acolo. Aia. Dar nu, mă enervează consumerismul ăsta, că mi se pare că luăm prea multe căcaturi, că a apărut iPhone 14, la fel ca iPhone 13, doar că e mai scump. Mă dați seama că e bea gluma dacă a apărut iPhone 14. Pare jumătate de an. În fine, nu contează. Am primit de la serviciu o lampă. Bă, și nu m-am entuziasmat prea tare că e o lampă. Și erau colegii, Paul, dar de ce nu te bucuri că e o lampă smart, Xiaomi? Și am dat, ce face lampa asta? Luminează. Dar poți să o conectezi și la telefon să luminezi când nu ești acasă. Foarte bună idee. S-a prins becul înainte, s-a prins becul. Balzacianism fără balzac. Da, e super bună pe criza asta. E bună dacă ai apartamente date în chirie, se anunți pe ea că vii după bani. Bă, dar nu mai vreau căcaturi pe care să-i spună praful la mine în casă. Ce am mai văzut eu? Coardă wireless, coardă de sărit wireless, fără fir. Și era o tipă cu două mânere de plastic într-un video pe YouTube, sărea prin casă, se bucura că nu mai face gălăgie. Altă tipă în comentarii era bucuroasă că nu-și mai lovește pisica de când are coarda asta. Bă, dar poți să iei orice din casă în mână, să sar coarda și o să fie și gratis și nu-și lovești pisica. Ia un cuțit în mână și dacă nu-l scapi în pisică, nouă mor. Ia pisica în mână! Dar cel mai tare mă enervează ceasul ăla care-ți numără pașii. Handicapatule, mergi până slăbești! Uită-te în oglindă, că sigur ai oglindă acasă. Când se descarcă bateria la ceas, că sigur se descarcă, uită-te în el și dacă arăți cum vrei, stai! Și ei, nu, Paul, că ceasul ăsta e foarte bun sub apă. Cine merge sub apă? Nu, că am un concurs cu prietenii mei, am 40. Tu te pula mea, că ești cât un balon. Bine, râd de ăștia, dar mi-au luat NFT-uri. Mi-au luat Bitcoin la 60.000 de mii. Și eu sunt prost. Deci așa fac bani jigniți și după o dau pe mine, bă. Nu merge ce muistă ăla cu ochelare. Nu, ce prost e ăla cu ochelare. Asta e. Da, am fost și la un show de stand-up în care a urcat după mine un tip care și-a cerut prietena de nevastă. Bă, și lucru mai penibil de atât n-am văzut. Că vii tu cu problemele tale de acasă să-mi fuți mie show-ul. Ba, înainte îmi povestea că a fost în Zanzibar cu prietenul sa 3 săptămâni la All Inclusive, s-o dat cu ATV-ul, s-o luptat cu mușchi, țețe, ce pula mea mai face în Zanzibar? Și după a venit s-o ceară în fundul mănășturului într-un bar părăsit unde eram eu și Nicu Bendea. Și încă 3 bețivi. Și totdeauna când cer bărbații o femeie în căsătorie, trebuie să facă un gest extern, că se urcă pe o scenă și tremură ca un căcat.
Sau se aruncă din avion cu un mesaj. Nu știu, își taie mâna și le sare un inel din mână. S-o surprinde. Și totdeauna femeile surprinse duc mâna la gură și zic da. Bă, reacționați un pic diferit. Zi da, dar fute una peste inel să-l surprinzi și tu. Incredibil, te-o surprins. De 6 ani îi zis să te ceară și acum că te-o cerut, te-o surprins. Și apoi oamenii ăștia fac nunt și mă cheamă pe mine la nuntă. Că am fost la foarte multe nunți anul trecut, am fost la 2 nunți și pentru mine e extraordinar. Dar serios, nu știu dacă știți, sunt oameni muntași de meserie, care fac o nuntă mare și după toată viața se duc înapoi la nunți. Ăștia așa fac, în timpul săptămânii se duc la serviciu, un weekend se duc la nunți și după aia îmi povestesc mie că au fost la multe nunți și se plâng că nu mai au bani. După aia și iau un credit la apartament până la 40 de ani și fac copii. Cam asta e viața. Și în continuare, alți oameni se miră de oameni ăștia că au făcut copii, că de milioane de ani facem copii și încă ne mirăm că se fac copii, că e mare inginerie să faci niște copii. E incredibil cât e de greu. Și peste tot copii ăștia, că îs la not, când mă duc eu la not, stau pe marginea culoarului și mă încurcă pe mine, când dau cu picioare în coaste să nu pot eu nota, că nici nu văd foarte bine, stau de-a pula copiii la not. Când a fost ultima dată nota, m-am dat așa cu mâna și l-am lovit pe un copil care stătea pe culoare din greșeală. Și mi-a părut foarte rău, chiar m-am simțit prost, n-am vrut să-l lovesc. Și când m-am întors, doi copii din gașca lui au început să mă atace, să-mi dea picioare în coaste, să-mi dea cu pumnul de sub apă în mine. Și acum, de fiecare dată, când o dau tare cu mâna așa, sper să-i nec, fute-mă pe copii de la nu să mă fut. Și îmi bag pula în David Popovici, care lua medale de aur și-o încurajat toți proștii să-și ducă copiii la nu să bag pula. Bă, dar cum să fii la 8 dimineața la not, la 12 la not îți copii, la 6 seara copii cu părinți la not? Ăștia-ți proșchiulesc la not, mergeți drogați-vă! Totdeauna sunt apă, e mai ușor să-i nască în apă, de aia sunt acolo. Eu dacă o să fac un copil, o să fie doar ca să-i împingă pe ăștia, pe mașina de acolo. Și am fost și la un control la prostată, că... Și i-am zis că nu fac sex fără prezervativ, că v-am zis despre copii, nu riscăm. Și mi-au găsit și nisip la rinichi. Și era, vezi băuturi carbogazoase? Nu, mâncat sărat. Nu, dar de ce mi se întâmplă chestii? Că vin săptămânal și îmi bagi degete în cul. Acolo și mă apasă pe prostată. Știi, m-am doi că la prostată am problemă de apasă pe ea. Că așa e, dacă ai o rană și-ți curge sânge, îți apasă pe ea să-ți curgă tot. Că 7 litri, ce pula mea. Dacă ai o tumoare, îți fut eu una în tumoare. După aia ți-a coaile, se joacă așa cu el, de parcă-i cominge antistres. Ăla e momentul maxim al zilei, doctorului. Belește pula și n-o pune la loc. Omul ăla nu-și face patul acasă. Nu vrei să stai cu el în chirie, că lasă haine pe jos, lasă vase în chiuvetă și mori. Bă, și mă deranjează că se simte prea confortabil cu degetele în mine. Și nu zic asta într-un mod homofob, nu, dar eu nu las pe prietena mea să mă atingă, nu, după 12 ani nu mă mai atinge, nu mă duc la masaj cu pula mea să mă tot duc să-mi bagi ăsta deget de curs, după aia mă mai și întreabă, dar așa e că nu a fost chiar așa rău. Nu, e mult mai rău la psiholog. Acolo îți bagă degete negru. Ultima dată când am fost, m-am dus acolo și trebuia să-mi bage pe urechi trăbețișorul ăla de urechi. O îngenunchiat în fața mea, exact nu i-am dat peste mână că nu m-am prins, nu m-a dus capul și o să vezi că o să te doară foarte tare, strânge mai aici de umeri. Și am zis, nu, că eu-s bărbat, mă strâng de mână. Când l-o băgat, l-am cuprins. O scos bețișorul și am mai stat așa 2 minute, ghemuit. Și mă enervează chestia asta, bă, mi se pare foarte greu acolo că eu abia stau la dentist cu gura deschisă un minut fără să vină să vomit. Abia dau limbi în pis de 30 de secunde fără să fac pauză. Și ăsta îmi dă supozitoare să mi le bag singur în cur. Maximul chinului. Și după aia mă duc acasă și le bag și câteodată curul e pretențios și le refuză. Și cam atât de la mine. Mulțumesc frumos.